Domnul Shannon, într-o carte intitulată Informația, adică tradusă în românește, a lui Clay, spune că din când în când am lucrat la o analiză a unora din proprietățile fundamentale ale sistemelor generale, adică de transmitere a inteligenței. Plecând de la demersul lui Shannon, practic s-a ajuns la ceea ce astăzi avem în domeniul microinformaticii și microelectronicii. Penrose, un mare matematician recunoscut în lumea științifică, s-a dedicat, dacă vreți, în ceea ce privește studiul conștiinței și spune că abordarea liniară a aspectelor electrochimice din creier nu vor răspunde sau nu vor reuși să rezolve ce este inteligența, respectiv conștiința. Mai departe, spune că același articol, necesitatea abordării relației sau conexiunii dintre creierul uman și sistemele integrate de tip artificial. Suportul cuantic despre care vă spuneam un pic mai devreme și care a fost pus, după cum ați văzut, destul de recent în discuție, are ca bază, așa zis, și microtubuli, care sunt niște structuri a tuturor celulelor, dar cu o dezvoltare, se pare, semnificativă la nivelul creierului. Plecându-se de la posibilitatea înregistrării informației la nivelul acestor microtubuli, de principiul calculatorului, sunt o serie de substanțe care își modifică conformația doar între da și nu, dar numărul lor este foarte mare, o să vedem imediat. Sunt câteva date, dacă vreți, empirice legate de structura creierului și anume există aproximativ 10 la puterea 7 dimeri în format proteic, sigur, în acești microtubuli per neuron. Deci fiecare neuron 10 la puterea 7. Ținând cont de numărul de neuroni care este de aproximativ 10 la puterea 9 și numărul de semnale disponibile, calculele nu mă aparțin, vă rog să nu mă reproșați și să nu mă întrebați pentru că l-am preluat din articol. Iată, este vorba de o capacitate de răspuns de aproximativ 10 la puterea 27 de operații per secundă, pentru că 10 la puterea 27 vă las pe dumneavoastră să vă imaginați cam ce reprezintă. Din datele structurare pe care le deținem în acest moment despre structura creierului, această afirmație este reală. Adică există în creier și în special se pare că un rol deosebit în această zonă este jucat de celulele gliale. Întrebarea mea pentru dumneavoastră ar fi dacă în urma acestui dans scurt, mai cu hopuri, mai cu opinteli, putem să ne gândim ca la această linie de organizare a materiei pe Terra ca plauzibilă sau neplauzibilă. Părerea mea este că depinde foarte mult de noi, de creierul nostru. Este o imagine foarte veche, foarte veche în raport cu viața mea, ca neuroscientist, legată de organizarea materiei pe Terra și apariția fenomenului conștiinței de sine. Am putea spune că această evoluție, dacă vreți, sau acest punct
sau acest stadiu de organizare a materiei, conștiința de sine, ne face răspunzători de ceea ce suntem și mai ales de ceea ce vom fi. De ce depinde acest lucru? De capacitatea noastră de a ne conecta la informația din univers. Vă mulțumesc! Îi mulțumesc mult lui Leon pentru această trecere în revistă a unor probleme care ne preocupă în mod cert, pentru că nu degeaba am forțat această întâlnire acum, chiar dacă ne-am permis, fiind prietenia noastră, să abuzăm de o anunțare foarte scurtă, pentru că suntem în fața Paștelui, în fața sărbătorilor de Paște. Și am vrut să putem pleca către o mică vacanță cu această idee să înțelegem și să ne ridicăm mintea la nivelul problematicii Universului, nu doar să o simplificăm pentru rezolvarea unor probleme curente. Iar asta înseamnă să facem un salt de conștiință, deci să vorbim despre conștiință. Conștiința nu este o problemă de tehnologie, ci este o problemă umană mai profundă și ne dorim foarte mult ca în aceste zile de sărbătoare, în această zonă de tihnă și pace sufletească, sperăm, nu numai de decretare și elemente de deschidere pentru eventual niște apreciere a bucătării românești, să putem, cele din urmă, ajunge mai aproape de, să zicem, rolul omului, rolul ființei. Deci, tema în sine mi se părea că nu poate să fie mai bine plasată decât acum, înaintea marilor sărbători de Paște. Ne deosebim, din punctul meu de vedere, de orice altă structură automată, de orice formă de inteligență, tocmai prin faptul că avem o conștiință care, pe anumite paliere, poate revela valori umane deosebite. De aceea ne-am permis să accelerăm, poate nepermis, această cerință de a ne ajuta Leon pe tema respectivă și sper că ceea ce a prezentat va fi mai mult decât un început de dialog în această seară. Așa că vă rog mult să abuzăm de prezența dânsului aici și să începem să discutăm, în primul rând, cu întrebări, după aceea eventual cu discuții. V-aș ruga, ca de obicei, să poftiți aici în față, pe rând, și pentru a putea avea acces la microfon, pentru ca să se poată și auzi la cei care ne urmăresc acum pe internet și mult le mulțumim că sunt alături de noi. Aș vrea să vă rog să ne povestiți și despre acei centri nervoși care prelucrează semnalele de la capetele nervilor și care transmit creierului semnale prelucrate. Pentru că sunt, eu știu ce, sunt foarte puțin. Da. Am înțeles întrebarea. Cert este că sistemul nervos, din punct de vedere morfologic, are câteva limite, ca să zicem așa, destul de bine conturate. În primul rând, este o limită relativ bine conturată în exteriorul creierului, între creierul vechi, reptilian, apoi între acesta și mezencefal, și următoarea între cele două elemente și, așa zis, neocortex. Aș vrea să rămânem de aici cu următoarea idee, apropo de întrebarea colegului nostru. Nu există în creier, din punct de vedere al funcționării la nivel cortical, mă refer, limite. Practic, creierul urmează un anumit pattern de dezvoltare în raport cu tipul de informație care o primește în timpul dezvoltării fiecărui individ. Dar, în situația în care un creier nu se dezvoltă normal și aș aduce ca exemplu o boală numită hidrocefalie, asta înseamnă creșterea cantității de lichid cefalorahidian din ventriculii cerebrali, atât de mult încât supra-masa creierului poate să fie redusă până la 20%. Unii spun chiar până la 10%. Imaginați-vă dumneavoastră un om care pierde 80% sau mai mult din creier și se mai... din creierul, mă refer la partea umană, creierul uman.
și să mai aibă posibilitatea de a se comporta absolut normal și să mai fie și student la una din facultățile serioase, nu la medicină, ci la matematică la Oxford. Este un caz recunoscut, sunt mai multe, dar acesta a făcut oarecare vâlvă, ca să zicem așa, în sensul că a fost descoperit absolut întâmplător în urma unor investigații, având doar 20% din masa corticală, ceea ce este foarte puțin, iar din punct de vedere intelectual, era nediferențiat de ceilalți studenți. Și atunci, întrebarea la referitoare la zonele din creier în raport cu nervii, sigur că acestea se realizează în măsura în care se urmărește un pattern sau un model normal. Dar în situația în care intervin accidente, de exemplu, probabil unii dintre dumneavoastră ați auzit de accidente de muncă. Una dintre cele mai cunoscute, și pare rău că n-am avut timp să vă exprim și poza, cred că o am pe undeva pe aici. Imaginați-vă dumneavoastră o bară de metal care intră undeva prin zona mandibulară și iese în această zonă a creștetului. Făcându-i pur și simplu o gaură prin creier. După câtva timp, individul se vindecă, își recuperează practic majoritatea tulburărilor care le-a avut imediat după accident. Singura deosebire între el și între el post-traumatism și cel anterior era că a devenit mai egoist, mai arțăgos și lumea zicea că nu mai este același, dar nu și-a pierdut nimic din îndemânarea tehnică de care a dat dovadă, el fiind, dacă nu mă înșel, un fel de sudor sau ceva de acest fel. Așa. Un alt caz cunoscut în literatură destul de mult, în literatura de specialitate, este un caz tratat chirurgical pentru o boală numită epilepsie și care este determinată de o zonă din creier numită hipocamp, pentru că epilepsia nu răspundea sub nicio formă la tratament, s-au gândit doctorii să încerce ceva. Și i-au scos o parte semnificativă, bilateral, adică e vorba de zona temporală, medială și hipocamp, l-au extirpat, s-a vindecat de epilepsie, care este o boală gravă atunci când nu răspunde la tratament, dar și-a pierdut unele din capacități. Adică cea mai importantă era memoria de scurtă durată. Adică dacă astăzi stăteai cu el de vorbă și povesteai orice, mâine, dacă îl reîntâlneai, nu și-amintea nimic. Adică trăia doar momentul. Își pierduse, așa zisă, memoria de scurtă durată și trecerea din faza de memorie de scurtă durată în memoria de lungă durată. Cu alte cuvinte, a trăit până la vârsta de 82 de ani, dacă nu mă înșel, operația având-o pe la 30 de ani. Cam așa ceva, dacă nu mă înșel, da? A trăit până la 82 de ani, bine mersi, cu adaptarea pe care v-am spus-o. Sigur că în creierul normal există o corespondență, dar este relativ primară. Adică pentru sensibilitatea vizuală avem o anumită zonă din cortex primară, pentru cea auditivă o altă zonă și așa mai departe. Dar această împărțire, dacă vreți, nu mai este de actualitate, decât ca idee generală, pentru că termenul de plasticitate despre care se vorbește înseamnă că orice parte din creier se poate
adapta la orice fel de stimul. Mai mult decât atât, în urma studiilor legate sau cu privire la conexiunile care se realizează între diferite zone din creier, s-a putut constata uneori, în mod spontan, că zona, să zicem, rezervată văzului devine zona rezervată auzului sau invers. Deci, aceste lucruri nu sunt foarte fixe. Sigur că, așa cum spuneam mai devreme, constituirea creierului de-a lungul timpului, pentru a se câștiga timp, să nu se ia de fiecare dată pentru fiecare individ de la început toată scara de organizare sau de evoluție, se merge pe un șablon. Dar acest șablon sau pattern este relativ, putându-se prin așa zisă proprietate de plasticitate să schimbe funcția semnificativă. Nu știu dacă v-am răspuns la întrebare sau dacă aveți ceva comentarii, vreau să... Răspunsul noastră este complementar la ceea ce vă întrebasem. Nu știu dacă știu eu bine, dar am înțeles că există în afara creierului niște centri nervoși care transmit creierului informație prelucrată. Ar fi informația de la retină, nu este total prelucrată în creier, ci creierul primește deja niște semnale prelucrate. E corect? Deci, nu am auzit de asemenea centri în afara creierului. Probabil dumneavoastră vă referiți la acei centri energetici din corpul uman, care este cu totul altceva. Și de retină, imediat, și de retină sunt unele observații cu privire la cel de-al treilea ochi, care sigur că este recunoscut pe scara evoluției sau organizării biologice, dar care nu are funcție de vedere, ci doar funcție